ce e important pentru mine ca pacient este să știți că mie mi-e foarte frică și că intru în cabinetul dumneavoastră cu furie, cu spaimă, cu dezamăgire, cu tot felul de senzații. Plus că atunci când sunt pe coridor și aștept să intru, aud tot felul de povești. Povești care mă fac să vreau să îl cunosc foarte bine pe omul care îmi va salva viața sau povești care mă fac să vreau să plec de acolo cât mai repede. Și singurul care mă poate convinge să rămân sunteți dumneavoastră, medicul. Omul în mâinile căruia eu îmi pun viața. Deși poate vă întâlnesc pentru prima oară. Și atunci eu știu că timpul nu e chiar aliatul dumneavoastră. Suntem mai mulți pacienți decât medici. Dar respectul și răbdarea sunt în mâinile dumneavoastră. Și ele ne pot ajuta pe amândoi să devenim parteneri în acest act medical. Pentru mine e foarte important că atunci când mă duc la farmacie să nu mai explice încă o dată farmacistul ce trebuie să fac cu fiecare medicament în parte. Pentru că am înțeles din prima, atunci când mi-ați explicat dumneavoastră. Dar eu ca pacient, ce pot să fac? De cine mă pot lăsa convins? Sau cine mă poate convinge că dumneavoastră sunteți omul care mă va face bine? Cine? Oamenii de la televizor? Nu. Ei nu mă pot convinge de asta. Numai dumneavoastră mă puteți convinge.